caldă. Lumina unei stele constituie esența vieții pe o planetă. Plecând de la realitatea fenomenelor fizice din sistemul nostru planetar, unde Soarele reprezintă condiția esențială a apariției vieții pe Pământ, iar lumina lui, fiind lumina vieții și factorul necesar tuturor proceselor care conduc lumea vie, aducem în atenția publicului faptul că orice stea care are un sistem planetar are acest rol esențial de a da lumină corpurilor cerești care gravitează în jurul său. Prin analogie cu sistemul biologic al corpului omenesc, în care inima asigură funcționarea tuturor organelor, pompând lichidul vital către acestea, propunem denumirea de inimă caldă pentru steaua WASP 69. Atributul caldă a fost ales pentru a sugera viața, în sens metaforic, iar în sens direct, aceasta poate reprezenta imensul conglomerat de gaze la temperatură incandescentă, aflate în reacții chimice pe care îl constituie steaua. Chiar dacă denumirea inimă caldă poate fi legată strict de fenomenele fizice pe care o stea le are asupra unui sistem planetar, această denumire are un sens figurat profund în limba română. Inimă caldă sugerează sentimente de duioșie și candoare, specifice spațiului lingvistic românesc. Pentru a completa denumirea aleasă pentru stea, planeta care gravitează în jurul acesteia se numește planeta cu dor. Denumirea sugerează metaforic orbita planetei în jurul stelei, precum un sentiment profund de dragoste neîmplinită, care menține planeta la o anumită distanță de stea și, cu toate acestea, în strânsă legătură cu toate manifestările de energie, sub diverse forme, care sunt emise de stea. Cuvântul dor este specific românesc, fiind considerat intraductibil în totalitate în limbi internaționale. Expresiile propuse de noi, atât pentru denumirea stelei, cât și pentru denumirea planetei, sunt specifice limbii române și pot fi completate cu alte expresii care ilustrează bogăția de sensuri pe care singura limbă romanică din spațiul est-european o oferă.